Cum a ajuns Zelensky, un actor de comedie, să fie un lider în fața căruia își scot pălăria liderii marilor puteri? Zelensky este un lider neașteptat de puternic într-o criză neașteptat de înspăimântătoare și absurdă. Întrebarea este, cum se nasc astfel de lideri? De fapt, știm că liderii nu se nasc, ci se fac. Așadar, cum și ce l-a făcut pe Zelensky un astfel de lider? Când ne veți ataca, ne veți vedea fețele, nu spatele, ci fețele noastre. Cuvintele acestea au fost rostite cu câteva zile înainte de invazia rusească de un fost actor de comedie care acum este președintele Ucrainei. Cum a ajuns Volodymyr Zelensky, un actoraș de comedie, să fie mai influent, mai puternic, mai mare decât Vladimir Putin? Cum e posibil ca un bufon să se transforme în regele războinic care trezește întreaga planetă și ține piept cu inima lui unui lider fără inimă? Cum să ai atâta curaj să înfrunți frica de moarte știind că ești ținta numărul 1 a Moscovei? Și cu toate acestea, uimește Occidentul cu verticalitatea sa, își inspiră propriul popor să lupte și chiar și voluntari din alte țări să se alăture rezistenței Ucrainei. A terminat facultatea de drept, dar nu a profesat niciodată în domeniu. A înființat o companie media, a creat filme și a produs seriale TV de comedie. I-a făcut pe oameni să râdă și a făcut bani cinstiți din asta. Nu am nicio îndoială că Putin nu a văzut în Zelensky un adversar pe măsura lui. L-a subestimat și l-a tratat ca pe un bufon. Însă actorașul a devenit în câteva zile un simbol al libertății, bărbăției și curajului cum nu s-a mai văzut de mult. De 20 de ani studiez modul în care oamenii se schimbă. Și nu e deloc ușor să te schimbi. Știi vorba aceea, lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Însă există oameni care se schimbă și Zelensky este dovada vie a unei astfel de schimbări. El putea rămâne un actor de comedie, dar a devenit cel mai important actor pe scena politică a acestor zile, un lider adevărat. Pentru ca schimbarea să se producă, e nevoie de modificări în trei zone ale vieții. Mintea sau mentalitatea, relațiile și acțiunile. Schimbările în mentalitate sunt de fapt un construct de imagine, de identitate. Zelensky și-a construit o imagine, o identitate care l-a propulsat ca președinte. Producea și juca în serialul de comedie Slujitorul Poporului. Îl interpreta pe un tânăr profesor de istorie cinstit și naiv, care devine în mod neașteptat președinte. Zelensky joacă un rol cu care atât de mult se identifică încât în decembrie 2018, la finalul unui episod din Slujitorul Poporului, actorul își anunță candidatura pentru președinție. Și până aici, diferența dintre Putin și Zelensky nu e prea mare, amândoi având o identitate construită în jurul unei imagini. În alte clipe de claritate am afirmat că identitatea lui Putin de om de acțiune suprem, foarte încrezător, fără frică, 100% masculin și salvatorul Rusiei, este un construct creat de campaniile de PR și imagine. Și subliniez că nu e greșit acest lucru. De fapt, fiecare dintre noi, maturizându-ne, conștientizăm că putem alege să fim în continuare cei care am fost, exact așa cum ne-au crescut părinții noștri și mediul în care ne-am dezvoltat, sau putem alege să ne construim propria identitate. Omul are capacitatea de a se reinventa. Practic, dacă vrei să devii cineva, ceea ce trebuie să faci mai întâi este să joci rolul acelui cineva. De fapt, noi avem mai multe roluri în viață și depinde de noi pe care rol îl alegem să-l jucăm cel mai mult. Dacă vrei să fii un lider, joacă rolul unui lider în viața de zi cu zi. Dacă vrei să fii un om de succes, joacă rolul unui om de succes. Comportă-te ca atare. Și cu cât crezi mai mult în acea identitate și cu cât te identifici mai mult cu acel rol pe care îl joci, cu atât vei deveni acea persoană, vei avea acea identitate. Însă există două diferențe esențiale între Zelensky și Putin. În domeniul mentalității, Putin a făcut și el schimbările necesare pentru a deveni șeful Kremlinului. A construit o imagine, o identitate. Însă ce n-a făcut Putin și a făcut Zelensky, a aliniat relațiile cu acțiunile și mentalitatea pe care o construia. În privința relațiilor, Putin își ține oamenii la distanță și îi elimină pe cei care îl contrazic. Zelensky își ține oamenii aproape și știe să comunice în limbajul poporului. S-a identificat cu poporul, a știut să-i asculte, fapt ce l-a ajutat să fie în contact cu realitatea omului de rând, lucru care îi lipsește lui Putin cu desăvârșire. Zelensky a înțeles că leadership-ul se face printre oameni și cu oameni, nu deasupra lor. În privința acțiunilor, Putin își trimite la război tinerii spunându-le că e doar un exercițiu militar.
Zelenski se îmbracă în militar și luptă cot la cot cu soldații săi, dându-le asigurarea că nu va părăsi Kievul. Putin își joacă același rol de KGBist, însă Zelenski joacă un rol pe care nu l-a jucat niciodată. Când criza te duce dincolo de limitele zonei de confort, tendința este să faci ceea ce ești obișnuit să faci. Asta face Putin. Dezinformare în continuare. Însă Zelenski face astăzi ceva ce nu a învățat pe scena de teatru. Luptă până la sânge, până la moarte, pentru libertate. Liderii adevărați asta fac. Când situația se agravează, ei își asumă rolul potrivit, de cele mai multe ori un rol nou. De aceea liderii sunt deschizători de drumuri, vizionari și oameni care schimbă lumea. Zelenski a înțeles că el are de jucat un rol, rolul de care oamenii au acum nevoie. Asta l-a făcut pe actorul de comedie, un tânăr de 44 de ani, soț și tata, doi copii, să devină cel mai mare om al momentului. Un om care știe nu doar cum să moară, ci știe și cum și pentru ce să trăiască.